Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Ca să fii român trebuie să poți, adică pentru a fi român trebuie să fii în stare. Acesta este sensul acordat cuvintelor de Grigore Vieru. Iar ca să fii în stare, adaug eu, trebuie să îndeplinești trei condiții. Voință, știință și conștiință. Invitații mei în această seară sunt vechea noastră cunoștință, Lucian Ciuchiță, realizator TV, scriitor, poet, jurnalist, pictor, profesor universitar, colaborator al TVR, Antena 1, Prima TV, Tele7 și așa mai departe, membru al Asociației Dramaturgilor de Film. Vă reamintesc câteva de informațiile pe care vi le dau acum, că poate le-ați uitat. Visul, film de debut în 1990, Moartea albă, film documentar 96, Filiera germană, film polițist 1992, în care a fost de fapt actor. Cărți publicate: Dispariția, roman 2005, Oameni și timpuri, poezii 1996, Căutătorul de zimbri, poezii 1999, Florile binelui, poezii 2012, Scurtă analiză a terorismului contemporan, unde a fost coautor, despre asta o să vorbim astăzi, despre terorism, 2006, Prețul și decizia în afaceri, manual practic de statistică, 99. A scris și Insula Purgatoriului, o carte care pornește de la un scenariu ce a generat un film în care joacă Schwarzenegger și cum îl cheamă? Sylvester Stallone. Dar a declanșat și un scandal, pentru că producătorii de la Hollywood, pot să o spun direct acum, i-au furat scenariul, au făcut filmul și acum sunt în proces. Apropo, domnule Lucian Ciuchiță, bine ați venit. Bine, cum mai stăm cu procesul? Suntem în ce fază? În continuare. De 3 ani am împlinit, bine, am zis 3 ani de când suntem în proces. Ați la București? Da, am și sărbătorit, da, cei 3 ani de chin, acest proces lung, costisitor și care mă dezamăgește pe zi ce trece, pentru că, după cum am spus și data trecută, s-au umplut cu documente false și vorbim și de un proces penal, care și acela este început de un an și jumătate cu urmărire penală. În momentul de față, ca să mă rezum așa, se fac cercetări speciale pentru a prinde autorii. Cei care au venit cu documentele și-au încercat să mascheze faptul că au furat scenariul lui Lucian Ciuchiță. Al doilea invitat este istoricul Gabriel Alexandru Ionescu. Așa. Bine ați venit, așa, domnule Ionescu. Câteva titluri din cărțile pe care le-a publicat: Reginele Renașterii, Relațiile politico-economice anglo-japoneze între 1929-1937, Terorism, iarăși un titlu, ca să întărească ceea ce am spus mai înainte, vom vorbi despre terorism. Multe articole în revista Cultura a Institutului Cultural Român, unul dintre cele mai importante este articolul despre asasinarea lui Lascăr Catargiu, poate dacă avem timp vorbim și despre asta. Și vreo 100 de articole în revista SPP, e vorba de articole, de analize, studii de caz. Cu ocazia asta am definit și un alt aspect al personalității invitaților mei. Iată că domnul Lucian Ciuchiță este invitat aici nu în calitate de scenarist, scriitor, jurnalist, ci în calitate de fost lucrător SPP, este locotenent colonel doctor și a fost direct în structura de protecție fizică a președintelui României. În rezervă, deci da. Așa. Da. Nu mai lucrez de 10 ani. Deci, este și sportiv, sau a fost sportiv de performanță în arte marțiale, disciplinele judo, hapkido și hapkido. Ce este hapkido, domnule Ciuchiță? Hapkido este varianta aikido, toată lumea știe ce înseamnă, varianta militară. Varianta militară. Da. Bun. Și a obținut două medalii, una în 1986 la Katowice. Ce medalie? O medalie de bronz. Medalie de bronz și în 1997 cu echipa Dinamo, medalie de aur la Trieste, cum am spus, în 1997. Deci cam asta este background-ul invitaților mei. V-am spus și despre ce o să vorbim, dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu.
Imperiul Roman în decadență dedese naștere unei religii cosmopolite care continua oarecum cultura și ideile antice, deși sub o formă modificată. Aceasta era religia creștină, mai cu seamă ramura catolică. Catolicismul întinsese peste Europa un painjiniș subțire de idei religioase, ostașul îmbrăcat în fier al Romei vechi se schimbase în miles eclezie, îmbrăcat în rasă. Astfel se formează o putere nevăzută, pretutindeni străină și pretutindeni acasă, care încerca a realiza idealul Imperiului Universal. Imperiul care se formează sub acest painjiniș se numește Imperiul Roman. Casa domnitoare, care se pune mai cu succes în serviciul acestui ideal, este Casa de Austria. De la Carol al V-lea se lățise ideea unei monarhii universale a creștinătății. Cu moartea lui s-a amânat proiectul, dar familia n-a renunțat la culmea dorită, la răspândirea Sfintei Monarhii peste Europa întreagă. Înaintea acestui pericol sta Europa la începutul războiului de 30 de ani. Și într-adevăr, casa era în toate condițiile pentru realizarea scopurilor sale. Spania, sub Casa de Austria, avea la dispoziție țările cele mai bogate ale Europei și ale globului, Lombardia, țările de jos, Portugalia, și împreună cu aceasta puterea ei comercială, aurul Americii și nemăsuratele mărfuri coloniale ale Indiei Asiatice, încât Baco de Verulam exclamă că puterea Spaniei este cea mai mare din lume. Sfârșim caracterizarea politicii austriece cu unele trăsături generale. Austria există prin discordia popoarelor sale. Pentru a le ține veșnic lipite și veșnic în discordie, are nevoie de un element internațional. Fără patrie proprie, fără naționalitate, fără limbă, de un element care să fie acasă în Tirol ca și în Boemia, în Galiția ca și în Transilvania. Acest om pur, cosmopolit per excelenția, a fost pentru această ambițioasă casă preotul catolic. Sau călugărul catolic. Neavând familie, căci era nensurat, neavând limbă, căci limba sa era o limbă moartă, cea latină, neavând patrie, căci patria sa este unde îl trimite eclezia, neavând rege, căci regele său este Pontifex Maximus, acest element încerca să unifice Austria prin religie. Pe lângă acest element s-a mai format unul, hibrid și stângaciu, cu o fizionomie fatală, Beamterul, funcționarul austriecesc. Acesta are o limbă, dar ea consistă din câteva formulare nemțești, de concepte numite Schimmel. Dacă i-ai lua unui Beamter aceste câteva formulare învechite și rău stilizate, el nu mai știe nicio limbă. Și iată de ce. În casa părintească a vorbit rusește, a studiat într-un gimnaziu unguresc, a trecut în universitatea nemțească și când își sfârșește învățătura nu știe nicio limbă cum se cade. Cu un cuvânt, Austria, pentru a domni, are nevoie de un ciudat soiu de indivizi generis nullius și în secolul al XVI-lea clerul catolic se potrivea cu acest rol, însă încât austriacul cel mai bun era și catolicul cel mai bun. Astăzi însă nu se mai potrivește. Libertatea religioasă răspândită peste toată Europa a slăbit foarte mult biserica, iar acești beamteri, fiind cu totul netrebnici pentru o sarcină atât de grea, Austria a trebuit să-și caute un alt aliat pentru politica sa, tot fără patrie, fără limbă, fără naționalitate, un element cosmopolit și egoistic. Ceea ce, drept vorbind, este unul și același lucru, căci cosmopolitismul este pretextul de a nu face nimic pentru dezvoltarea unei părți a omenirii, pentru că individul respectiv s-a însărcinat de a nu lucra nimic pentru universul întreg. A fost un fragment din articolul Influența austriacă asupra românilor din Principate, apărut în Convorbiri Literare pe 1 august 1876. E vorba de... Eminescu vorbea atunci de cosmopolitism și Imperiu Universal, cum vorbim noi astăzi despre globalism. Domnilor, este cumva unul și același lucru? Aș face o remarcă. Domnul Cichiță. Da, aș vedea rolul austriic la vremea respectivă, cum ar fi rolul Germaniei. Germania, da, parcă de fapt, este... Imperiul nu a fost austriac, exact. Habsburgic, a fost german. Era german. Austria era doar casa. Era se chema Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Da. Și influența se vede foarte clară. Germenii de unde apar, de unde se doreau, de unde apărea
germenul de globalizare, deci această unificare sub pretextul unei lumi cosmopolite, unei unice religii sau cu libertatea de exprimare, de fapt toate îmbinau cam care sunt criteriile în momentul de față. Iarăși un text care corespunde pe deplin cu contemporaneitatea și rămâne prin scritură contemporan cu noi. Cam asta aș fi remarcat, dar colegul meu istoricul cred că poate să... Domnul Gabriel Alexandru Ionescu. Un pic diferit, dacă îmi permiteți. Vă permit, cum să nu? Cred că, în primul rând, textul eminescian așa, scris într-o oarecare viteză și cu puțin înainte de a se îmbolnăvi, uită câteva date importante. În primul rând, schisma, separarea creștinismului în catolicism și ortodoxie s-a întâmplat la 1054, data la care, de peste două secole și jumătate, exista Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Făcut fix la anul 800 de Carol I la Aix, la Chapelle sau Aquisgrana sau Aachen, cum îl știm astăzi, și căruia a supraviețuit. Conceptul imperial a fost poate una din primele, lăsându-i pe Platon și pe câțiva romani mai luminați, poate prima tentativă de închegare a Uniunii Europene. Păi într-o lărgire care se excludă războaiele. Luăm și pe aia și pe aia și pe aia și o ducem bine, nu ne mai bate. Deci ăsta a fost un prim concept. Lupta, să zicem, religioasă, pe un fapt de nimic, între un Chierul Hilarius, care habar n-avea de asta și refuzul de a accepta pontificatul Romei, a dus într-adevăr la o schismă care trage și acum, la aproape 1000 de ani, estul european, într-o, spun așa, ușoară nișă marginală de forța centrală catolică, la rândul ei catolicismul, divizat în protestanți, de marile probleme schise, cu, da, cu Ian Hus, cu sigur că da. Așa. În ce-l privește pe funcționarul german, slab probabil pregătit. Un singur lucru vreau să vă spun relativ la istoria României. Oltenia a fost sub dominație austriacă între 1718 și 1739. 21 de ani. Da. De atunci există dovezi. Care țărani erau săraci, care erau mijlocași, care erau fruntași, câte vite pe cap de locuitor, câți locuitori pe așezare, sat, orășel și asta. De atunci provine deci, expresia... Deci, funcționarul ăla, adevăr, neinteligent, cum spuneți și dumneavoastră, cum a spus și Eminescu, dar extrem de riguros, ar fi putut salva. Unde se păstrează tradițiile noastre, dacice, pe care le pretind? Maramureș, unde au rămas dacii liberi, scăpați de ocupația romană, și Bucovina... Nu erau daci. Dacă să fie liber. Să spunem. În fine, cum ne place nouă, dacii liberi, așa s-a spus. Zona dacilor liberi. Și Bucovina, unde au existat administrații austrieci și o bucată mai mare de timp. După pacea de la Cuciuca, Inarciuc, de la asta. Deci, pe acolo. În rest, aici noi, cu ortodoxismul nostru, cu influențe turco, în principal, fanariote ulterior, un pic mai înapoi. În ce privește diferența cosmopolitism, care e agentul de astăzi? Agentul de astăzi este interesul financiar, teritorial și metisan. Da, nu, era interesul de forță era. Îți trebuiau aliați, îți trebuiau mercenari, îți trebuiau oști. Acum nu trebuie, acum trebuie muncitori. Îți trebuie sclavi, moderni, plătiți, cât se poate de prost în est și cum se poate de bine în Occident. Eu nu văd simbări, așa era și atunci. Atunci îi ziceați cosmopolit. Acum e ce-mi interesat. Nu, în secolul XIX era cosmopolit, în secolele anterioare se numea beamterul, dar mai era călugărul catolic sau preotul catolic. Și acum se zice o cultă mondială, finanță mondială. Nu, de ce? Nu. Care sunt agenții cosmopoliți sau globaliști? Putem pune semnul egalității între globalism și cosmopolitism? Nu. Bun, cosmopolitul facem e un tip care se adaptează la o anumită situație. Globalismul e unul care vrea să extindă tot la nivel planetar. Asta e sensul cosmopolitismului. Cosmopolitul se modernizează, se adaptează unei mode. Nu. Nu. Bex.
Cosmopolitismul la care se referea Eminescu era exact globalismul de astăzi. Dar nu se inventase termenul. Nu se inventase termenul. Nu se inventase termenul. Atunci, conținutul termenului era însă aceeași. Deci era un element universalist care n-avea patrie, n-avea limbă, n-avea identitate. Nu, asta înseamnă cosmopolit, nu înseamnă că n-ai identitate și n-ai patrie. Să te adaptezi. Păi acceptăm sau nu acceptăm definiția lui Eminescu? Păi nu, trebuie să acceptăm Dexul. Eminescu a fost acum vreo 150 de ani. Nu, eu vorbesc în termeni în care vorbea Eminescu. Atunci era termenul care... De ce Eminescu cu 4-5 ani înainte de suferința aia? Deci eu vorbesc pentru că pe mine mă interesează discursul lui Eminescu. Discursul lui Eminescu... El a fost acuzat de naționalism. Din punct de vedere cultural, Eminescu a fost cel mai cosmopolit spirit al vremii, pentru că era și cel mai informat. La două zile după ce șeful poliției rusești a fost victima unui atentat, n-a murit, adică a fost poliției țariste. Ohrana. Așa? El a făcut o analiză și a scris articolul cu fantoma socialismului. Corect. Care plutește prin Europa. Da, mai deci Eminescu prin cultură, cultură și informație își depășea cu câteva capete contemporanii. El a funcționat o perioadă chiar ca agenție de presă externă. În tot spațiul celor două țări. Pentru că era singurul asta care... Asta mai mult în Viena, da. Nu, era singurul care primea corespondenți, primea presa și făcea traduceri, iar de la el preluau toți ceilalți comentariile. Deci Eminescu era informat, era naționalist, dar în cunoștință de cauză, își cunoștea poporul. În general de la Titu Maiorescu primea informații. Nu primea informații de la Titu Maiorescu. Titu Maiorescu primea informații de la Mihai Eminescu. Teoria formei fără fond a lui Titu Maiorescu este preluată din articolele lui Eminescu, din timpul și din toate celelalte. Teoria formei fără fond e un concept din secolul XVII britanic, al art for art's sake. Artă de dragul artei. Fără fond, fără formă. Ne și place acolo este, art. Acolo și este asta a fost în The Lake Generation, al lui Shelley, al lui Byron, poeții lacului, poeții care nu spuneau nimic, dar vorbeau frumos. Bun, Eminescu, scurt, nu a preluat nimic de la Maiorescu. Doar l-a lăudat sau l-a lăudat? Nu, da, nici nu îl contestă în multe pe ziaristul Eminescu. Dar mi se pare că ia ușor, mai ales că el a trăit multă vreme la Viena, funcționarul riguros germanic. Austriecii poate nu erau chiar germani, deși inițial fuseseră, dar să le spunem austrieci. Rigurozitatea germană a creat mai mult progres decât bucolismul mioritic sau balcanic. Balcanismul n-a putut crea valori pentru că era în vecinătatea unui imperiu cuceritor. Mereu scuze. Au fost sau nu au fost conflicte între țările române și Imperiul Otoman? Fără a fetișiza. Unificat țara românească cu Moldova. Cum? În ce an? Ne-am făcut noi, să zicem, principatele Unite. 1800, hai să zicem, formal 1859. În ce an s-a unificat Italia? 1861. Da, cu Garibaldi. Doi ani, un pic după, cu Garibaldi, cu aia. Și n-aveau voie să strige că-l vor pe Victor Emanuel al doilea rege și strigau Verdi, Verdi, că Verdi era mare compozitor de operă, care de fapt era un acronim, Victor Emanuele, re d'Italia, da? Și strigau Verdi, s-au unificat după noi. Ce context au avut ei? Tot Piemontul, tot susul austriac, dar nici Napoleon a putut să-i liniștească până la urmă. Ascultăm toți de revelion final, marșul Radetzky. Radetzky a fost guvernatorul Veneției până cu 2 ani înainte să moară. Rămâna cu Napoleon. Nu văd legătura. De ce n-au avut adversități italienii? Și de ce au o altă aliură europeană? Pentru că aveau alt tip de, erau un tip de adversitate compatibilă. Poate că au avut papalitate, poate că au avut catolicism. Nu, deci sunt, după părerea mea, prefer analiza lui Eminescu. Contextul istoric a fost altul. Aici a fost o zonă conflictuală. După părerea mea, Europa Occidentală a putut să-și dezvolte cetățile, școlile și arta, mai ales în perioada Renașterii, pentru că era aici totuși o stabilă împotriva Imperiului Otoman. Nu cred în teoria că turcii nu ar fi vrut să ocupe țările române. N-au putut. Sau costurile militare și materiale și umane ar fi fost atât de mari și aveam dovadă statistică. Dacă e să dăm credibilitate surselor istorice străine. Sursele otomane zic, de exemplu, că bătălia de la Vaslui a fost cea mai mare înfrângere a islamului
din toate timpurile. Prin raportul de forțe. 120.000, 30-40.000. Dar înainte de asta, Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanțului, mai mâncase bătaie de 3 ori. Odată de la Iancu de Hunedoara, și direct, aici a fost Soliman Pașa, dar direct de la Iancu de Hunedoara, la Belgrad, în câmp deschis, l-a bătut. Apoi de la Vlad Țepeș. Era o alianță. Am mâncat bătaie. În continuare, de la Vlad Țepeș, în bătălia de la Nicopole, când a campat, așa, și a fost atacat, și o chestie de, nu știu dacă premieră militară, atacarea taberei adverse din interior. Mă rog, dar este o chestie originală. Și am mai mâncat o dată bătaie de la Brăila, tot de la Vlad Țepeș, și când se zice că Ștefan cel Mare a fi fost de partea turcilor, eu nu cred că a fost de partea turcilor, cred că s-a făcut, pentru că avea totuși un contract. S-a făcut că e de partea turcilor și s-a retras. Mohamed al II-lea a plecat la Adrianopol cu coada între picioare, a dat ordin să nu se spună nimic, a mâncat bătaie, până la urmă au aflat, a fost huiduit și a fugit. Și nu s-a învățat minte, după 12 ani mănâncă bătaie la Vaslui. Numai el personal a trimis pe Soliman. Iată, și după Calcocondiles sau nu știu ce, parcă așa se numește istoricul ăla, Calcocondiles, ăla zicea că nu 120.000 contra 34.000, ci 250.000. Au fost, zice, hai luăm cifra mai mică, 120.000. Da. Deci, astea nu sunt bătălii de cartier, cum au încercat istoricii noștri să ne inducă. N-a zis, cum să nu? Hai, lume, erau niște bătălii de cartier, să băteau. Bătălii de cartier au fost bătălia de la Azincourt, războiul de 100 de ani, unde raportul de forțe de o parte și de alta... Războiul de 123. Deci nu erau așa, erau 10, maxim 10-20 de mii de o parte sau de alta. Păi totuși, e un raport... general de ce vorba mai devreme. Deci astea chiar erau bătălii. Cavaleri, în armuri, deci chiar era terminat. Chiar erau bătălii. Dar asta e o altă... un alt subiect. Pentru că exact acest zid, că a fost acest zid, de-aia a ocolit până la urmă. Iar contractul de suzeranitate era destul de auster, pentru că Imperiul Otoman se obliga să acorde asistență militară și să-și protejeze. Să se libere credința. Așa, apropo de asta, niciodată, nu ne-a obligat până în 1906, la nord sau la vest de Dunăre, nu a existat nicio moschee, nicio biserică. Asta a fost mare lucru. Asta a fost mare lucru. L-au făcut Deci ceva a fost aici. Deci ceva produse alimentare. Nu, deci nu am fost chiar niște triburi care nu știau să lupte. Bun. Dar am uitat de unde pleca. Deci dezvoltarea noastră istorică, dar noi avem... A fost încetinită de faptul că am fost un baraj. Nu, dar mai e o chestie. Pentru că noi facem confuzie între cultura și civilizația în general cu cultura și civilizația urbană. La noi a existat un tip, un alt tip de civilizație, hai să zicem, imaterială. Știți foarte bine că până în secolul XVIII a funcționat în țările române, dar și în Cehoslovacia, Polonia, acel sistem juridic cutumiar numit Ius Valachicum. De ce? Deci a funcționat legea pământului, cum era. Dar de ce cutumiar? Pentru că noi nu-l scrisesem în niciun fel de carte, de constituție, cum au făcut englezii sau belgenii sau islandezi. Vorbeam de un alt tip de civilizație. Așa, dacă ar fi fost nevoie să-l scrie, l-ar fi scris. Era un drept onest. Nevoie, se moștenea. Putem dezvolta discuția, pentru că, apropo de legea pământului, Ius Valachicum, sunt câteva chestii interesante, punctuale. Timp să avem, că eu sunt bătrân. Așa, în sfârșit. Deci, eu asta cred, că dezvoltarea noastră urbană, până la urmă, nu s-a putut manifesta, poate că nici nu ne interesa, până la urmă. De ce să construim cetăți când aveam munți? Pentru că de-aia s-au construit cetăți, să se apere. În moment, ca să poți să construiești, îți trebuie oameni care să poată să construiască. Câte școli am avut noi, când ne lăudăm și acum că am fondat Academia Mihăilean pe la 1700, nu știu cât și asta. Deci noi am avut școli, nu puteai să construiești. Bordeș, eventual... Totul s-a construit. Pentru aici e problema și ați atins-o foarte bine. Și diferența mare între cultură și civilizație, pe care puțini oameni asta o fac. Între totalitatea valorilor spirituale, care înseamnă cultură, și totalitatea valorilor materiale, crescute, edificii și toate astea, care înseamnă civilizație, dacă vreți, până la infrastructură și la tot. E, noi pe la cultură ne-am mai descurcat. Am mai avut un cronicar. L-a făcut el mai înalt pe Ștefan cel Mare, l-a mai făcut de grabă Vărsătoriu. Nu l-a făcut. Dar au scris. E, cu construcția. Nu l-a făcut mai înalt. Era un om mare. Nu mare la stat, de grabă Vărsătoriu de Fțângeni. Dar repede, să facem convenția asta. Nu mai luăm în considerare părerile cronicarilor noștri.
să ne raportăm la scriptele Europei Occidentale, când e vorba de personajele noastre istorice. Rare. Rare? Scrierile? Rare. Rare? Față de alții, rare. Păi hai să luăm... Nu, dar nu, acum că s-a terminat prima parte... Deja ai puizăm și orice. Ne-am propus să pentru un preambul. Alții sunt răruți. Am ieșit din... Ieșim din... Da. Propun să dau o remiză și rămâne pentru o dată, dar continuarea... Mai aveam atâtea de discutat. Și intrăm și în subiectele. Exact. Intrăm și în subiectele... Da, ne-am propus o sumedenie de subiecte și dacă acum cu primul, cu preambulul, ne-am lungit atâta, ne mai trebuie vreo două ediții, categoric. Am înțeles. Deci să intrăm în subiectele la care eu sunt neutru. Așa, dar... Deci acum a fost încălzire. Da. Dar după o scurtă pauză, stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, domnul Lucian Ciuchiță și domnul Gabriel Alexandru Ionescu. Am divagat în prima parte a emisiunii, intrăm în subiecte. Terorismul. Vorbim despre terorism, că așa am promis. Domnule Ciuchiță, avem terorism în România? Întrebarea este prea bruscă și trebuie să se speriem. Hai să definim terorismul. Să te definim într-un fel, dar să începem cu primii pași, cu ABC-ul. Nu este unanim acceptat o teorie, nu există o teorie fixă ce înseamnă terorism, mai ales că fiecare țară cam abordează diferit sau are câte o definiție. Dar, în principiu, lumea trebuie să înțeleagă că vorbim de niște acte de violență îndreptate de un deci care sunt săvârșite de un grup organizat, da? Îndreptate ca să destabilizeze, da? Insecuritate, să creeze insecuritate într-un stat, cu scopul, bineînțeles, de a schimba chiar o rânduire. Deci, în principiu, cam pe aici mă modelăm ce înseamnă terorismul, dar el este un complex foarte interesant și care este, cum să spun eu, chiar viu. Deci, suportă modificări de la an la an și se complică lucrurile. Sunt specialiști din toată lumea, peste 80 de agenții în toată lumea care luptă și care încearcă să cum să spun eu, nu se pună frâu cât să lupte și să înțeleagă atitudinea. Pentru că până acum tot ce s-a încercat în forță se dovedește a fi un fiasco. Nu răspunde să cauți cauzele. Ori, ca să înțelegem despre terorism, trebuie să înțelegem că sunt niște forme. Terorismul de drept comun, i-am spus eu în lucrare, deci cele pe care toată lumea a auzit. Atentate, fel de fel de răpiri și de crime. Da? Deci cele pe care am tot văzut și la filme și în ultima perioadă, din păcate, au apărut în Europa și se pare că, chiar citeam de curând, Anglia a făcut o hartă a Europei cu zonele cele mai importante și care sunt cu riscul cel mai mare de terorism. Și să știți că pe primele locuri sunt Belgia, Franța, Germania, deci avem niște probleme. Țările nordice cum stau? Sunt imediat, eșalonul următor și undeva și noi suntem cu un risc mediu. Aici era întrebarea inițială, avem și noi un risc mediu ca țară. Țările cele mai liniștite fiind Ungaria, Polonia, Letonia, Estonia și Elveția. Aici sunt riscuri absolut foarte, foarte, foarte mici. Dar încă o dată, nimic nu este bătut în cuie. Oriunde se poate întâmpla ceva. Vorbim acum de o ingeniozitate fantastică din partea teroriștilor. Se văd clar că sunt atipice loviturile și au schimbat foarte mult datele. Ce se numește război asimetric. Este un război hibrid. Așa cum este război hibrid folosit și în alte, așa este și în partea teroristă. Apare un alt fel de abordare din punctul de vedere a teroriștilor, dar și structurile necesare de antiteroriste din fiecare stat trebuie să păstreze ritmul și să se perfecționeze, chiar să-și găsească metode foarte eficiente de combatere. Acum, referitor la România, ca să nu o speriem, noi am avut o istorie destul de interesantă și o să fac câteva mici referiri la primul atentat, așa, în istorie, este la 1920, când avem un anarhist, un terorist, Max Goldstein, român de origine evrească, care pune o bombă într-un tren ministerial să-l arunce în aer pe ministrul de interne, Constantin Argentoian. Nu se întâmplă acest lucru, scapă. În schimb, la scurt timp, vine cu o bombă în Senatul României, pune o bombă vrând să-l ucidă, să-l asasineze pe Octavian Goga și mor cu acea bombă, moare ministrul de justiție și mor și încă doi senatori.
Deci asta este primul și foarte, foarte important, după care vorbim de anii 70, când România a primit se foarte mulți... Se știe cine a pus bombele astea? Max Goldstein. Și a doua bombă în Senat a mai fost ajutat tot de doi evrei, deci români de origine evrească, sau nu știu cum și cu încă altul, așa, deci trei au fost la a doua bombă în Senat. Deci vă dați seama, în Senatul României se pui o bombă. Și asta vorbim de 1920. De fapt, era o atenționare a ministrului Mărzescu, care a și interzis Partidul Comunist la trei ani după înființarea. Erau membri ai Partidului Comunist, dar erau anarhiști și erau primii sovietici, da, și erau plătiți din afară. Exact. Preconizarea legii Mărzescu de excluderea Partidului Comunist de structurile politice ale României, au deci încercat să atragă atenția. Mai departe, am avut în țară o relație destul de bună. Vorbim de perioada până în 89 și vorbim de Ceaușescu și de securitatea lui Ceaușescu. Aici este un lucru foarte interesant pe care vreau să-l abordăm, că în România, după cum vă aduceți aminte, erau foarte mulți studenți arabi. Deci noi am avut o relație foarte bună cu Orientul Mijlociu din acest punct de vedere. Toți își trimiteau copiii să facă studii în România. Deci foarte asta mulți aveau, cum să zic, la bază o relație economică. Da, bineînțeles, aia era o relație economică, dar nu era numai atât. Pentru că Ceaușescu avea în gând și alte lucruri, chiar să fie așa un cap de pod în relația Israelul cu țările arabe și mai multe alte. Și fost la un moment dat, și fost intermediat. Bun. Toate bune până la un punct, în momentul în care se creează în partea de structură specială a securității un serviciu care se ocupa și cu alte lucruri, inclusiv a fost relație foarte bună acest serviciu cu Carlos, vestitul Carlos Șacalul, da? Acel terorist internațional care a venit în România, a avut o primire Carlos Ilici. Așa. Era rus, da. Își luase numele după Sanchez, tot. Da. Așa. El este ideea este Sanchez, da. El este cunoscut Carlos Șacalul. Și el va veni de nu știu câte ori în România, a fost plătit. Lui se deci el a pus acea bombă prin anii 80 la Europa Liberă, la secția română, și a murit redactorul Emil Georgescu. Deci vorbim de niște lucruri foarte dubioase care o să... Chiar mama lui Carlos Șacalu a fost în București internată la Spitalul Elias pentru geriatrie și pentru alte afecțiuni. Pentru și, da. Deci ca să vă dați seama că era o relație specială cu care ea a rămas în timp și de asta nu am fost noi în atenție mult timp, pentru că acei studenți care făceau aici, studenții arabi, să știți că mulți dintre ei aveau legături cu facțiunile teroriste. Deci chiar dacă nu, din punct de vedere ideologic, sau susțineau, sau erau... Acum, în momentul de față, există deci firme... Deci erau misiune. Sigur că da. Erau, în momentul de față, România este mai mult tranzitat. Deci chiar am citit un raport de curând că vreo 10-15 luptători teroriști au trecut de curând, au tranzitat România. Bun, au fost supravegheați, bine că au plecat. Deci, ce vorbim noi în momentul de față, vorbim oricând se poate întâmpla ceva și din punctul meu de vedere că am lucrat într-o structură specializată de protecție demnitar și mai ales protecția președintelui României, am avut acces și m-am documentat foarte bine. Deci atunci ai această putere și ce se întâmplă, știți care este, deci ce este frică celor care lucrează în protecție? Este frică, în primul rând, odată de teroriști, dar aici, să zicem că mai există șanse ca să combați, să intervii în forță, da? Pe asta se și dorește, să ai niște servicii specializate și foarte bine antrenate ca să prevină sau să combată eficient dacă se întâmplă un atac. Dar cel mai grav lucru, să știți, în protecție este cu nebunii. Asta este un lucru și se pare că am avut acum cu un nebun și cu Trump. Deci primul, adică prima cu nebun vă referiți la președință? Deci, ce e mai grav, și să știți că acolo nu mai ai niciun fel de control, oricâtă știință ai avea de protecție, cu nebunii este cu totul altă treabă. Dar și prin nebun și mai sunt alții care sunt, o să vorbească și colegul și domnul istoric, o să vorbim și de candidatul manciurian. Este o altă situație în care un individ este spălat pe creier și se induc niște coduri speciale care se activează când trebuie, la un simplu telefon, la un simplu mesaj, și acel om devine mașină de luptă. Mancurtizare modernă. Da, de se numește candidatul manciurian. Așa a apărut în anii 60 un...
un roman cu aia și s-a făcut și un, și un film. Mi se pare că asta și reluat. Este un remake în 2004 cu Candidatul Manciulian. În 60 filmul și încă o dată în așa. Dar de se practică acest lucru și ce vorbim noi acum, vorbim de niște lucruri incredibile. Deci un om poate să fie terorist și fără să vrea. Da? Deci ajunge unde avea pe mâini bine antrenate, care creează din el o armă perfectă. Deci, cam asta este în linii mari despre România. Dar voi ați spus în structura de protecție fizică a președintelui României. Da. La ce nivel ne situăm din punct de vedere al competenței profesionale, al nivelului, al standardului profesional? Deci, trupele noastre de protecție și pază. La cel mai înalt nivel, high level suntem. Deci suntem foarte, foarte, foarte bine pregătiți. Comparabil cu cine? Păi cu toate, orice fel de serviciu specializat din lumea asta, Britanic, deci nu există... Mossad... Cu toate, deci nu. Deci se fac stagii de pregătire comune și eu am participat la câteva și cu izraelieni și cu americani, da? Deci mai ales că am fost și la o misiune celebră cu George Bush, da? Deci un președinte american este cea mai grea misiune. Când vine un președinte american undeva, atunci este de grad zero absolut, da? Deci misiunea respectivă. Și pentru asta se pregătește cu mult timp înainte și ai, ca să te înțelegi, ai stagii de pregătire comune. Vă spun că luptătorii și ofițerii de la SPP sunt la un nivel de multe ori chiar îi depășeau pe cei de la Hai să vedem niște imagini unice sau în premieră națională despre pregătirile speciale ale lucrătorilor SPP. Imaginele îi aparțin domnului sau sunt proprietatea domnului Lucian? Nu Cipriță. Sunt proprietate, au fost filmate de mine și pentru că am ieșit din structuri cu foarte mulți ani în urmă, deci am 10 ani de foarte mulți ani, mulți ani. Și nu afectează cu nimic, din cont, eu cred că este un lucru pozitiv ca să vadă telespectatorii că există niște oameni foarte bine pregătiți, la nivel incredibil și care fac cinste acestei țări. Și sunt pregătiți să lupte împotriva teroriștilor de orice nație ar fi el, de ori unde ar veni. Avem oameni capabili și avem servicii specializate. Nu vorbesc numai de SPP, vorbesc și de SRI, care este principalul serviciu de luptă antiteroristă, dar văcând referire la președinții de stat și la demnitar, asta este atributul de siguranță și de protecție al serviciului de protecție și pază. Deci, și mai ales când vorbim de atentate politice, vorbim atentate asupra unor demnitari, asupra unui șef de stat. Deci, categoric vorbim de serviciu specializat antiterorist. Haideți să vedem imaginile, după care comentăm. Thank you.
face flip-flop-ul. La cap. A dat-o? Da. Toate operațiunile, tira armei tot. Ca să nu pierdem timpul de pomană pe aici. Și acum o întrebare, să vă trage? Am revenit. Ați văzut filmul domnule Gabriel Alexandru Ionescu. Nu pot să-l contrazic. Nu-l cu nimic contrazic. Pe prietenul, doar că vă rog în momente ușoare de neatenție s-a mai întâmplat. Cazul Cerneala la președintele Constantinescu. Dați-l pe că și dumneavoastră ați fost în structuri. Am lucrat, dar într-o secție mai liniștită decât a dânsului, la birou, editare, difuzare, documentare, la hârtiuțe. Deci oricât de performant e un serviciu de protecție, oricât de performante structurile care îl antrenează, îl compun și asta, undeva cineva găsește o fisură. Nu există serviciu de protecție perfect. Evident că nu există... Dovezi nesfârșite la americani, că nu știu dacă tot al treilea președinte american n-a avut câte o problemă, mai mică, mai mare. Ce credeți, actualul președinte o să aibă probleme? În fericire, pentru dânsul, nu știu dacă și pentru noi... Americanii au o tradiție aici. Stă destul... A, președinte american sau al nostru? A, nu al nostru. A, mă gândeam că la al nostru, după al nostru negăsindu-l acasă, nu poate să organizeze nimeni o chestie de asta. Mai greu pe la Ibița, pe la... Da. Așa.
Iar actualul președinte american cred că e, până declarații, până atitudine, până asta, el însuși un mic terorist așa, deci ar putea să fie pe placul lor, de ce l-am dărâmat pe ăsta când se ceartă să bate cu tot. Eu am zis că e un cowboy, da, care s-a adresat unui popor de cowboy. Exact. Și cu asta a câștigat. Și îi lipsește la sou. Cowboy ăștia mai au și dușmani. Știți foarte bine. Pot să mai zic și o treabă. Nu știu ce e normal. Să ai 70 de ani și o nevastă cu 24 mai tânără sau să ai 40 și o nevastă cu 24 mai bătrână? Păi asta are legătură cu terorismul. Aici va fi problema între Franța și Germania. Da, terorismul femei. Presupun că femeia aceea mai tânără decât Trump o să ia mai puține cuvinte de spus decât doamna profesoara lui Macron. Da, nu știu. Aș vrea să vă zic, apropo de întrebarea cu președintele de stat și cum pun serviciul de protecție al Statelor Unite. Am avut legătură cu ei, cu Secret Service, și vă pot spune că e ok. Deci lucrurile merg foarte bine din punctul ăsta de vedere. Și bănuiesc că nu se va întâmpla absolut nimica, că au încăsat-o de prea multe ori în istorie și cred că s-au perfecționat în momentul de față. Dar recunosc că întotdeauna există loc de mai bine. Și că e drău, perfecțiunea ca și fericirea nu le-a stabilit. Vreau să vă spun că într-un roman pe care l-am scris în numai cu câțiva ani și a apărut în 2015. Aveți grijă că s-a cam terminat o frază, după care da, continuăm în... Aici am anticipat în 2015 de valul de imigranți și exact din Siria am poveste asemănătoare cum vin sub masca că sunt niște sportivi care vin la o competiție în Europa, de fapt ei vin teroriști, sunt mascați teroriști și pun bombe exact în Franța, Germania, Belgia. Deci undeva se regăsește în această carte cu mulți ani înainte. Deci e vorba de cartea Taifun în adâncuri al domnului Lucian Ciuchiță. V-aș ruga să fixați pe ea. Carte prin care domnia sa spune că a previzionat migrația islamică actuală. Nu, la asta da, vă refer. Exact, la asta mă refer, da. Așa, dar vorbim despre asta în partea a treia a emisiunii, căci partea aceasta a luat sfârșit. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, domnul Lucian Ciuchiță și domnul Gabriel Alexandru Ionescu, istoric. Spuneați, domnule Ciuchiță, că ați scris o carte în care ați făcut o previziune sau ați avut inspirația de a scrie despre valul migraționist care urma să... Și atentate vine în Europa. Povestiți da. Acum. Cartea se numește Taifun în adâncuri. Taifun în adâncuri. Da. Și se regăsește și am rămas și eu mirat că exact cu niște ani înainte m-am gândit la așa ceva. Dovadă că scriitorul de multe ori are acest talent, are o oarecare premoniție. Și nu aș vrea, de multe ori am acea vorbă, urăsc să am dreptate. Mai ales că, mai în glumă, mai în serios, în iarna trecută, am făcut o glumă pe Facebook și am spus, zic, ferească, vorbeam exact de teroriști și le povesteam de carte și de scenariu. Am pregătit și un scenariu de film cu această acțiune. Și spuneam, zic, că teroriștii au atâta imaginație încât nici nu bănuiți. Pot să fie la un moment dat deghizați în Moș Crăciun. Credeți-mă că după două săptămâni a fost atentat cu Moș Crăciun în Germania. Și vă dați seama ce a fost ca reacție pe Facebook. Deci am spus acest lucru și s-a întâmplat. Acum, nu înseamnă că dacă am spus, am dat asta idei. Că e posibil să le fi dat idei. Nu dau idei. Dar gândesc și anticipez că, mă rog, acum nu mai sunt... am rămas cu reminiscențele că a fost specialist, da, în partea de luptă antiteroristă, dar acum sunt scriitor. Aveți pistol? Am pistol. Am pistol, dar nu l-am la mine acum. Am pistol cu glonț. Da, nu, cu glonț. Cu... Și aveți dreptul am la... Să... Am, da, deci cei care au lucrat... Dar nu merge pe lângă parcul tineretul. Dar cei care au lucrat în servicii speciale, în poliție, au dreptul să aibă permis de port armă și pistol cu glonț pentru autoapărare. Deci am acest permis și autorizație pentru autoapărare. Deci dețin acest pistol Glock 17 cu 18 cartușe. Nu lansează doar gloanțe editoriale
sau cinematografice, ci da. Are un pistol cu gloanțe adevărat. Sunt un om care, da. Deci asta aviz amatorilor. Aviz amatorilor, nu știți da, cu cine vă întâlniți. Și mai știe și arte marțiale. Da, nu, e bine să fiu lăsat în pace, da, de, mai ales că am eu niște teroriști, cu ghilimele de rigoare, niște teroriști de la Hollywood, care nu mă lasă în pace de 3 ani și tot nu reușește, tot mă chinuie cu documente false. Deci acei teroriști, aproape se sunt de dovadă. Și n-au trecut și la amenințări de altă natură. Ba da, s-a întâmplat acest lucru și acum am să spun un pic mai valat. La un moment dat, acasă a venit o televiziune, n-am să-i dau numele televiziunii, dar m-a frapat modul în care s-au auto-invitat să vină și m-a pus în fața faptului împlinit. Deci nu mi-au spus, au venit că pentru o înregistrare și până la urmă s-a transformat într-o... Ei spuneau că este, de fapt asta era o transmisiune de la mine din apartament. Fără să am un monitor în față, fără să văd cine sunt în platou, în platou adusiseră câteva persoane care vorbeau urât de mine și care țineau parte Hollywood. Deci se vedea că era o emisiune pe care încercau să mă deligheze. Comandat. Da. Istoricul de față a văzut o televiziune mainstream? Și nu pot să-i dau numele, pentru că am făcut reclamație la CNA și s-a lăsat cu alte lucruri. Motiv pentru care spun numai atâta, deci nu mi-a convenit și la un moment dat operatorul, exact după ce a terminat, după ce se făcuse toată acest simulacru de emisiune, a avut UP-ul la mine în casă să-mi spună că știți cum sunt americanii ăștia, la, adică pun pe unii să vă bată, să vă facă așa. Și atunci m-am uitat la el, l-am fixat. Și zic, băiete, tu cred că și trebuie să le spui și celor la care ți-au spus treaba asta. Și facă bine. Că mai greu cu mine. E mai greu, eu n-aș paria pe ea. Deci nu știți cu cine vă puneți. Da? Deci asta este un lucru pe care nu vreau nimeni să treacă prin chestii tale. Eu sunt un om pregătit, deci nu se pune problema și de asta. Acum poate am divulgat acest secret, că sunt un tip categoric și că nu accept niciun fel de amenințare. Iar acele lucruri sunt pur și simplu, intră când ameninți pe cineva, să știți că intră în categoria de terorism psihologic. Deci când tot trimiți scrisori sau dai de înțeles sau pui amenințări pe telefon, astea sunt deja intri în partea de terorism. Deci lucrurile, structurile sunt, trebuie să se autosizeze la un moment. Acest, există, cum să zic eu, definită din punct de vedere juridic, definit din punct de vedere juridic, acest terorism psihologic? Da. Este, deci infracțiune? Este, da. E greu de probat. Este greu de probat, dar dacă l-ai prins, vă dați seama că trebuie urmărită persoana care se ocupă. Trebuie să aștepți. Pentru că terorismul se poate face. Terorismul se poate face direct. Ai pus bombă și ai luat victime. Deci ai ostateci undeva. Deci aia este, de fapt, te-ai expus și poate să fie terorist sinucigaș. Te-ai expus unei lupte directe cu forțele antiteroriste. Deci există prima formă. Există a doua formă de terorism, care este la distanță. Trage cu o rachetă, trimite un plic cu antrax undeva, pune o bombă undeva cu ceas. Deci aceste lucruri, deci ori e la distanță, ori este direct. Deci cum a fost și la München în 1972, când echipa olimpică au omorât 11 dintre ei, au luat ostateci și a fost care pe care. Deci a fost o nenorocire ce s-a întâmplat acolo, o baie de sânge. Pentru că i-a luat prin surprindere. Poliția germană nu avea trupe antiteror, nu erau pregătiți pentru asemenea... Acum au? Acum au. Normal că au. Deci, încă o dată, toate țările care vă povestesc și care sunt cu potențial terorist, toate sunt foarte bine pregătite. Vedeți că se fac lucruri... Numai că, încă o dată, vorbim de niște... și de niște teroriști care, din ce în ce, își perfecționează metodele. Deci, știți, am mai avut câteva atentate în istoricul acela de care vă spuneam, în România. În anii 70, niște studenți de care vă spuneam eu, da, s-au transformat în teroriști și au atacat ambasada Egiptului din București, niște studenți palestinieni. Și apoi, în 79, mi se pare, tot un student palestinian îl împușcă mortal în fața la Hotel București pe un diplomat al ambasadei Iordaniei. Deci astea sunt cele două atentate clare în perioada cealaltă de până în Revoluție. De la Revoluție încoace avem câteva grenade. Avem o grenadă prin 2001 la Focșani, aruncată asupra pentru unui maior de poliție. Da? Deci atentat asupra vieții unui polițist. Atentat împotriva unui polițist. Și în ambasada 2002... Ambasada Indiei. Da. Și în 2002 avem asta de la Jean Monnet. Avem o grenadă care rănește
Ciuperceanu, sau nu știu cum îl chema. Sunteți un tip pregătit. Haideți să arătăm și telespectatorilor cum arătați dumneavoastră în timpul antrenamentului. Este o fotografie aici, dacă puteți să focalizați pe ea. După care o să... Vreau să vă mai întreb ceva apropo de premonițiile dumneavoastră. Da, acesta este domnul Lucian Ciuchiță. În timpul antrenamentelor. În ce an e? Da, da, da. În ce an e? În 2003. În 2003. Acolo și este revista de știință. Deci încă o dată aviz amatorilor. Și acum la ce vă... Spuneați de intuiție sau premonițiile pe care le-ați făcut. Deci fundamentalismul religios. Deci aici vorbim clar și am atras atenția de fanatismul religios. Dar văd că mai aveți... Și la fel, acum atrag... E vorba de o altă carte, Gemenii lui Borman, ultimul roman al meu, care este un roman, un thriller istoric. Aici la fel intuiesc că vor crește acțiunile extremiste în perioada următoare și neonazismul va înflori... Asta când a apărut? În noiembrie anul trecut a apărut. În noiembrie anul trecut, este recentă. Iar domnul Gabriel Alexandru Ionescu a fost prefațator. Da, este prefața făcută chiar de domnul istoric. Dar aș vrea să citesc un fragment din cuvântul autorului. Când am început să lucrez la acest roman, lumea tocmai răsufla ușurată. Temutul, odiosul Osama Bin Laden fusese ucis de un comando american după ani și ani de căutări. În entuziasmul provocat de dispariția diavolului, erau date uitării miile, dacă nu zecile de mii de victime, directe sau colaterale, distrugerile materiale și mai ales costurile a ceea ce George W. Bush a numit războiul contra terorii. Se anticipa un recul al mișcărilor jihadiste, o perioadă mai lungă de toleranță, de conviețuire pașnică, civilizată între islam și creștinism, un concordat modern între adepții lui Isus și cei ai lui Mahomet. Dar când toți occidentalii așteptau o perioadă de liniște pentru a-și putea bandaja rănile încă sângerânde ale crizei economice, s-a iscat aproape din nimic statul islamic ISIS, o organizație fundamentalist islamică mai puternică, mai bine coagulată decât Al-Qaeda și mai important, mult mai activă. A provocat războiul civil din Siria, de care ați mai vorbit, și odată cu el un val migrator uriaș, un exod de musulmani din diverse state ale Orientului Mijlociu spre Europa. Turcia, Grecia, Italia, Spania au fost principalele porți de intrare. Între milă și reticență a biruit mila. Sunt disperați, dezrădăcinați, alungați, îi respingem și îi întoarcem din drum, îi trimitem la moarte sigură. A fost un citat. Marile cancelarii europene au îmbrățișat cauza drepturilor omului și au făcut apel la umanism. Poate că, în final, se vor integra noile lor patrii. Pentru cei mai mulți, probabil că este valabil. Dar unii, și nu puțini, au venit cu alte gânduri, mai negre decât pielea lor, mai ticăloasă decât poate cuprinde mintea unui om civilizat. Când era prea târziu să mai poată interveni în structura acestei cărți, când anunțasem deja editura, a izbucnit din senin iadul. Paris, Bruxelles, Nisa, München. Și Doamne ferește, până veți citi dumneavoastră aceste rânduri, să nu mai fi fost și alte atentate. Așa că în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh să fie pace. Shalom. Adică, sau salam. Asta seamănă foarte mult cele două formule. De am fost în Țara Sfântă, de asta știu acum. Shalom Alehem și am fost și în Palestina. Salam Alecum. Alecum Salam. Da. Iată, despre ce vorba în cartea asta? Gemenii lui Borman. Vorbim de două planuri. Unul din 1944... în timpul cel de-al doilea război, final de al doilea război mondial, cu o ultimă tentativă a lui Hitler de a întoarce soarta războiului în favoarea sa și vrea să facă bomba atomică. Și până aici spune, e adevărat. Este adevărat. Deci până la un punct este adevărat și trebuie să îi parvină niște butoaie cu apă grea din Turcia. Între timp, spionajul britanic află de acestea. Churchill îi cheamă pe cei de șefii serviciilor MI5 și MI6, le dă ordin că trebuie să intervină, acele butoaie să nu ajungă cumva. Și de aici se întâmplă un lucru incredibil, este o poveste foarte frumoasă, nu intru în amănunte, vorbim și de ambasada, de fapt legația din București, ce se întâmpla la vremea respectivă, Bucureștiul de altă dată, foarte interesant, dar de ce spun că e pe două planuri? Pentru că avem și în zilele noastre, undeva în 2014-2015, când personajul central, care este copoiul din Cardiff,
actualmente în film este în nu film, în să dea Dumnezeu să facă film. Așa, poate am anticipat, da, da. Se poate face un serial britanic după acest roman. Margie Preston, care este acum șeful Scotland Yardului, în zilele noastre, rămăseseră acele butoaie. Deci undeva se știa de ele și vor să pună mâna neonaziștii. Vor să creeze o bombă neonaziștii, tocmai ca pe o lovitură, intrăm deja în megaterorism. Deci deja conceptul acesta este de câteva timp pe piață. În momentul în care folosești arme de distrugere în masă, și mai ales bomba atomică, vorbim de megaterorism. Atunci, aceste organizații foarte puternice care s-au ramificat, sunt și în Grecia, sunt și în mai multe locuri, puii aceștia ca din Alien sunt neonaziștii, vor să dea, să pună mâna pe acele butoaie și din ele să facă, pentru că tot timpul există. Am acest, și în Typhoon găsim un savan, oricând se poate face o bombă de mare putere. Dar, încă o dată, nu povestesc cartea, ea este o ficțiune, da? Are ca personaje importante, există și Bormann, și Hitler, și ce se întâmplă acolo. De ce se numește gemenii? Pentru că o să vedeți chiar că sunt niște gemeni, deci undeva nu las nici pe Hitler, nici pe Bormann cu povestea, cu istoria, că au fost împușcați, că au fost călcați cu șenilă și îi duc direct în Argentina, îi duc cu submarinul, deci fac toată. Deci este clar ce facem. După părerea dumneavoastră, s-a dus în Argentina sau a fost? Sunt convins de acest lucru. Deci sunt convins că acolo este. Adică că Bormann, sute mii de funcționari și au putut, și chiar ei, nu? Ei aveau oricând un as în mânecă, un plan de rezervă. Deci s-a mers, mai ales că, să știți că Bormann era un geniu. Deci el a inventat tot ce înseamnă financiar. Comerț financiar, companii, era diabolic, companii, offshore-uri, toate sunt inventate de el. Alimenta, deci trimisese 7000 de tone de aur și în Argentina și în Brazilia. Deci, el tot timpul alimenta prin finanțe toată lumea și el era un zeu acolo în America de Sud. După părerea dumneavoastră, acest film va fi vreodată realizat? Deci un film în care e vorba despre un Hitler care n-a murit în 1945, ci a fugit în Argentina. Deci nu. Sunt convins de acest lucru, că nu. Nici el și mai ales... Nu. Credeți că se poate face. Permis, nu se poate. Dar de ce să nu facem? Dar de ce să nu facem? Pentru că în momentul de față se fac studii, se fac documentare care demonstrează cu mii de documente, da? Și se pare că FBI-ul știa acest lucru. Da? Pe principiu că a fost de 10 ori la domul invalizilor și eu de unde sunt sigur că e Napoleon acolo? Nu e problema, poate că nu e politică corect. Și pentru că s-ar încuraja, zic eu, ideea că Hitler n-a murit, deci neonaziști ar căpăta aripi. Dar trecem de la asta. Trecem la altceva. Știați că vreau să vă spun un lucru interesant apropo de istorie, că am un istoric în stânga, văd că acum am... Au trecut 128 de ani de când s-a istoric, născut. Greu să mai trăiesc. Știți că la un moment dat Himmler, da, a venit la masa negocierilor, a vrut să negocieze cu 1000 de ani de cultură europeană. Avea depozitate în peșteri, numai de el știute, da? Tot ce însemnau tablouri de valoare și opere inestimabile, da? Erau 1000 de ani, pe 1000 de ani. Tot așa, da. Și atunci a vrut să facă, a și spus, dacă nu ne asigurați și imunitate și să ne lăsați în pace, eu dau foc la toată asta, la 1000 de ani de existență. Și? Și nu a făcut treaba asta. Vedeți ce exact cum Hitler dă ordin să distrugă Parisul. Și Paul Koltiz se opune la acest lucru. Singurul esist care are statuie în Franța. Pentru că deja începem să intrăm în criză de timp, sunt două concepte geopolitice active acum în Europa. Unul este Eurasia, de care știți cu toții, a fost și Alexandru Dugin la noi. Celălalt este Eurabia, de care se știe mai puțin. Am să citesc direct din ceea ce a scris o foarte cunoscută scriitoare britanică de origine evreiască, Batie Orr, despre Eurabia. Eurabia este o carte în 2005 a apărut. Este o carte care se află la Biblioteca Națională Franceză, care s-a tipărit chiar în perioada aia. Iată ce zice Batie Orr.
Numele Eurabia este numele ales de Comitetul European de Coordonare al Asociațiilor de Prietenie cu Lumea Arabă pentru a se defini pe el însuși și strategia sa. El a fost creat în 1974, bineînțeles la Paris, centrul de origine al acestei politici. De asemenea, acest comitet a publicat o broșură intitulată Eurabia, care poate fi studiată la Biblioteca Națională Franceză. Comitetul Eurabia a fost instrumentul de implantare a unei noi strategii, concepută în anii 60 de Franța și Germania. Ea urmărea să creeze o entitate mediteraneană prin unirea economică, culturală și politică a celor două țări ale Mediteranei. Țările Ligii Arabe au pus condițiile lor, dintre care principala era recunoașterea și legitimarea lui Yasser Arafat, susținerea cauzei palestiniene și o politică europeană anti-israeliană. Zice Bat-Yor, dar ea este evreică, deși e posibil să fie puțin subiectiv aici. Deschizându-și teritoriile în fața islamului prin crearea civilizației mediteraneene, Europa și-ar asigura pacea și bogăția reînnoită pe termen nelimitat de petrodolari. Europa de azi e rezultatul acestor politici duse în ultimii 40 de ani de șefi de stat, de miniștri, de ambasadori, de strategi, intelectuali și biserici. Se pot studia fazele, mașinațiunile și instrumentele. Ansamblul evocă o mașinărie uriașă care a acoperit Europa cu rețelele sale. Am numit această transformare planificată și organizată a țărilor Uniunii Europene Eurabia, de la numele pe care i l-au dat inițiatorii săi. Domnilor, ceea ce se întâmplă acum în migrația masivă din Europa, cu consecințele ei, atentatele teroriste, sunt, după părerea dumneavoastră, materializarea sau manifestarea acestui proiect sau scăparea de sub control acestui proiect? Am să răspund un pic, doar că să-i ridic mingea la plasă domnului Ionescu. Eurabia este un neologism politic acceptat, care merge pe premisa că în câteva generații mișcarea musulmană și va fi, deci musulmanii vor fi majoritari în Europa. Cam asta este în mare conceptul, dar cred că este de capitolul domnului Ionescu să ne lămurească mai mult. Am plecat de la eurasianism, eurabism. Am o întrebare. Afroamericanii, de când trebuie să fie născuți în America să nu mai fie afroamerican pentru că sunt americani? Au venit pe vremea lui Kunta Kinte din Africa. Sau... Păi nu. Atunci, de ce luăm ce e Arabia? În afară de peninsula determinată geografic. Păi e definit aici. Arabi sunt în Maghreb, arabi sunt pe coasta de est a Africii, am fost în Somalia, am fost în Kenya, ei am fost acolo, în sunt arabi. Arabi peste tot. Nu ăia vin la noi, nu e un fenomen. Ați menționat și corect că autoarea articolului este de origine evrească. Poate să fie o angoasă, o teamă. Nu, că la oameni, știți ce fac la ora asta? Arabii întorc în Europa și în alte spații în care se pot dezvolta banii pe care i-au primit din dezvoltarea industriilor cât i-or mai ține și pe ei resursele petroliere. Și după ce și-au făcut toate țările lor de vis cu hotelurile, cu toate facilitățile din lume, încă au bani să investească și aici. Ăsta este arabismul. Dar fiind Mohamed un proiect, cum să zic eu, creat cu minuțiozitate, aspectul demografic al acestui proiect face parte din proiect, nu? E prima dată, nu mai zic de greci, de romani, care au mai adus ei câte ceva de pe margini, după războaie. Spania, atacată de mauri. 700 de ani, de la 711 până la 1492, Spania a stat sub mauri până încet, 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 cu Isabela de Castilia. Deci, au venit cu o civilizație pe care o vedem și acum în sudul Spaniei, da? Alhambra. Toate astea. Și au venit cu... Au venit. Și acum ce cineva poate vin și acum cu civilizație. Sunt două lucruri. Aia a fost, cum să zic, era război. Da, da, aia a fost natural. Spaniolii au rejectat până la urmă. Acum este un proiect. O metisare naturală. Aici este o metisare. Și acum ajunge voită și artificială. Voită și artificială, ceea ce, după părerea mea, duce la conflict, pentru că lucrurile nu se mai întâmplă în mod natural. O civilizație se integreze în alta sau să fie asimilată de alta. Asta se întâmplă în mod natural. Primii metiși descriși natural, cu numele ăsta. Așa?
sunt copiii conquistadorilor spanioli care au puit până toată America de Sud, după vremea lui Cortez încoace și în Mexic și în Argentina și pe unde a ajuns, ăia sunt primii metiși, fondatorii haciendelor, a encomiatelor, a marilor structuri feudale sud-americane. Deci, întâi i-am metisat noi puțin pe ei, acum mai vin și ei să ne metiseze un pic pe noi. Pentru că le și permite... Le și permite, pentru că ați vorbit de metisare. Richard Calergi, 1894-1972, fondatorul mișcării paneuropene de la Viena, care viza crearea noi ordini mondiale, bazată pe națiuni federale conduse de Statele Unite ale Americii. Integrarea europeană ar fi fost primul pas în crearea guvernului mondial. Amploarea fascismului în Europa, în sfârșit, a suspendat. Iată ce zicea ăsta, cum îl cheamă Calergi, în cartea sa, nu știu să citesc, însă, Practischer Idealismus, în germană. Omul viitorului va fi de rasă mixtă. Rasele și clasele de astăzi vor dispărea treptat ca urmare a eliminării spațiului și timpului. Rasa eurasiatică negroidă va fi rasa viitorului, similară la aspect cu vechii egipteni și va înlocui diversitatea popoarelor și indivizilor. Ne-am propus să transformăm europenii într-o rasă metisă. Bun. Au legătură una cu alta. Da, asta în 1902. Lui contelui, că până la urmă avea un rang nobiliar, da, că era japonez. Mitarali, bă, era japonez. Da, el însuși era asta un... și insistența pe Eurasia. Eurasia, dar n-a făcut-o de capul lui. E bine, n-a fost el de cap. Haideți să ne amintim că prima oară a coagulat, să spunem, Statele Germane, Napoleon, da, de la 343 a făcut 39. Încet, încet, să adunau, a încercat multe alte lucruri. Și romanii, și grecii. Nu e niciodată un concept nu e nou. Un concept nou apărut înseamnă preluarea mai deșteaptă la metode actuale, cu mijloace moderne, și asta un concept mai vechi. Nu există nimic, niciun tată de astăzi nu face copii altfel decât făcea omul de Neandertal. Dar îi face mai spălat, îi face mai cald, îi hrănește mai bine. În vitro. Îi face și in vitro. Mai mult. Ia uite, îi face și in vitro. Perfect. Deci asta e. Problema asta, contării Calergi, a fost și a unui abate, Saint-Pierre. În general, lumea se băteau prea mult. Asta era problema. Se băteau țări mici cu țări mititele, țări mari cu țări mici. Luptele astea îi tot ducea către ideea să fim cumva împreună, să fim prieteni. Niciodată resursele, structura liderilor, etapele de dezvoltare nu au permis ca în momentul ăsta să vină Japonia să zică... Un singur lucru vreau să mai întreb, că se termină emisiunea. După părerea dumneavoastră, această metisare, ce efecte poate avea această metisare asupra speciei, asupra identității identităților naționale? Nu poate avea decât după părerea dumneavoastră. Pe timp foarte scurt. Poate avea efecte, da, admitere, de respingere, da. În momentul în care majoritatea populației va fi metisă, nu va mai exista problema metisajului. Bun, deci părerea dumneavoastră că nu are nicio importanță sau nu are efecte nocive sau... Personal nu agrezi ideea, dar în fața faptului împlinit nu văd... Nu, dacă e proiect, înseamnă că urmărește ceva. Deci, se pare că e un proiect. Așa. Domnul Ciuchiță, Nu am mare încredere în acest proiect, pentru că am văzut că de la 1920 Calergi discuta în termeni foarte urâți și făcea subspecie, că va fi o subspecie, sub oameni. Și când aud de acest lucru, mi-aduc aminte că și s-a întrerupt acest proiect, pentru că veneau fasciștii. Hitler era de fapt cu un proiect invers. Da, deci ăla ura subspeciile și distrugea ubermenșii. După ani, după generații, după războaie, văd că inclusiv Churchill participă la acest proiect până la un punct, când înțelege că de fapt este periculos. Deci nu mai dă frâu, la început sprijină proiectul și după care, în momentul de față, numai Angela Merkel este cea care promovează... În două secunde, războaiele din urmă au determinat fluxul de extra-arab și asta, suplinirea forței de muncă pierdute în război. Adică eu, ca european, încep să nu mai am niciun fel de drepturi, să fiu din ce în ce spuneam în carte. Da? Inversă. Da. Nu mă mai simt bine, îmi pierd identitatea, îmi pierd locul de muncă, îmi pierd totul, pentru că trebuie să accept niște mutații care nu știu unde vor duce, dar în fond și la urma urmei nu e vorba de ce vor să transmită prin manipulare, că e forță de muncă ieftină. Nu! Pentru că aia vin
puiază, se transformă în familii foarte numeroase și vorbim de ce spuneam, că în generații fenomenul islamic și musulmanii vor fi majoritari. Cum s-a întâmplat Gaddafi în spunea, până să moară, Gaddafi spunea la un dat, zice, fără arme, fără gloanțe, fără săbi, sunt 50 de milioane în Europa. Uite așa creștem și uite așa învingem. Și ne punem punctul de vedere. Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. N-am mai avut timp și pentru concluzii, adică să dezbatem concluziile până la urmă. De fapt, ce să dezbatem? Că concluziile pune telespectatorii. Da. În sfârșit, la următoarea emisiune am lansat o temă de gândire pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, de care ne despărțim acum, emisiunea a luat sfârșit, ne revedem peste o săptămână, dar nu, până atunci nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt.